Aici avem Agaricus campestris, arată ceva de genul acesta, lamelele sunt roz, ciuperca este albă, crește în iarbă de obicei, se mai numește ciupercă de câmp sau ciupercă de bălegar. Este comestibilă, foarte gustoasă, foarte bună. Doar că este ușor de confundat cu o ciupercă otrăvitoare care se numește Yellow Stainer și dacă sângerează galben, este otrăvitoare. Deci nu trebuie să, când o deteriorează, să nu sângereze galben, să nu lasă o zeamă galbenă.